Spune Abraham Lincoln, președintele Americii, cel care a abolit sclavia, de cele mai multe ori când merg la rugăciune, merg conștient fiind de faptul că nu am altundeva un loc mai bun unde să merg. Dragii mei, spuneam fratelui Nati la începutul programului, dacă fiecare frate și soră care au venit la Betel în această seară ar fi avut această maximă în gând, noi n-am fi avut timp de predică acum seara. Ar fi fost rugăciuni, probabil, cu lacrimi și o prezență a Domnului deosebită. Nu zic că Domnul nu e prezent, să nu înțelegem greșit. Însă spune acolo că El satură după dorință tot ce are suflare. Dacă nu ți-e foame, nu-ți dă. Dacă nu te sete, nu-ți dă. Ori de câte ori am venit la rugăciune, repet ce spune acest președinte, am venit conștient fiind de faptul că n-am un alt loc mai bun unde să merg. Tu ai avut un alt loc mai bun? Dragul meu tânăr, de ce n-ai stat acasă în această seară? Știi de ce? Pentru că nu există un alt loc mai bun decât aici. Cel mai bun loc e aici. Haideți să ne amintim de textul care a fost citit duminică dimineața, în Matei 7. Matei 7 cu versetul 24. De aceea pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a ridicat casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Mi-e greu să spun amin după aceste cuvinte. Dragii mei, aș vrea să spun în această seară să vă vorbesc despre stâncă sau nisip. Fiecare în viața noastră întâlnim aceste două domenii. Fiecare dintre noi alegem să zidim în stâncă sau în nisip. Și observ aici în acest text trei lucruri. Și primul dintre ele care îl observ, nu-i scris de el, însă undeva în spate, e clar. Știți care e acesta? L-aș numi și m-aș pune în locul unei voci care spune în felul următor. Se vinde un proiect de construcție, dar în două variante. Unul ieftin, fundație pe nisip, și unul scump, fundație pe stâncă. Un proiect de construcție în două variante. Tu ce ai fi ales? Noi suntem obișnuiți cu aceste vorbe că mergem în Real sau într-un magazin și căutăm ceva bun și ieftin. Se poate să întâlnim ceva bun și ieftin, însă vreau să vă spun cu toată convingerea că în viața spirituală nu poți să găsești ceva bun și ieftin. Veți spune unii dintre voi, bine, bine, dar mântuirea e gratis. Da, e gratis. Dar nu ieftină. Dacă fratele Nati îmi face mie cadou, să spunem, o casă, pe mine nu mă costă nimic, însă pe el îl costă. Dacă Iisus a murit pentru tine și ți-a dat mântuirea în dar, pe tine nu te costă nimic, dar El a plătit totul. Nu există ceva bun și ieftin în viața de pocăință. Noi am vrea să fie așa. Am vrea să ne rugăm un minut și cineva din familia noastră să fie vindecat. Nu se poate. Ilie s-a rugat odată ca să nu coboare ploaie. S-a rugat de 7 ori ca să vină ploaia. E ușor să te rogi să nu mai fie nimica. E ușor să te rogi să spui, Doamne, nu mai am nevoie de mâncare, nu mai am nevoie de haine, e ușor. Dar să te rogi și Dumnezeu să facă ceva, aia e greu. Ilie, un proroc, s-a rugat de 7 ori ca să vină ploaie. Vreau să ne uităm la 3 oameni. Toți acești 3 oameni fac parte din 3 categorii. Oameni care au zidit pe nisip, unul care a zidit pe stâncă și unul care toată viața lui a oscilat între a zidit pe stâncă și a zidit pe nisip. Vreau să încep cu cel care a oscilat. Acest om a fost Lot. În Geneza 13, v-aș invita să deschideți pe cei care vezi Bibliile, este această ceartă între păzitorii vitelor lui Avram și al lui Lot. Și spune Avram, un om al credinței, un om pocăit, îi spune, Lot, Alege tu. Unde vrei să pleci tu, e perfect. Eu voi merge în partea cealaltă. Puteai să spun Avram, fac o paranteză aici, puteai să spun Avram, Lot, nu uita, dacă ești aici astăzi, ești pentru că eu te-am scos din țara tatălui tău. Dacă ești aici astăzi și ai niște turme, nu uita, eu te-am pus pe picioare. Nu, Avram îi spune, alege tu. Și uitați ce alege Lot. În versetul 11 spune, Lot și-a ales toată câmpia Iordanului și a mers spre răsărit. Astfel s-au despărțit ei unul de altul. Și atenție la acest verset. Versetul 12. Avram a locuit în țara Canaan, iar Lot a locuit în cetățile din câmpie și și-a întins corturile până la Sodoma. Nu spune că până în Sodoma. Nu spune că până în centrul orașului sau până la primărie. Spune până la Sodoma. Cu alte cuvinte, Lot și-a spus în felul următor. Corturile mele, turmele mele vor fi undeva lângă Sodoma, la granițe cu lumea. Eu niciodată nu o să intru în Sodoma și în Gomora. Poate să intru să fac ceva cumpărături, poate să am nevoie de ceva de acolo, dar eu nu o să mă stabilesc în Sodoma și în Gomora. Eu voi sta undeva lângă. E omul care oscilează în viață. După ce face Avram alegerea, de fapt nu face nicio alegere, el se mulțumește cu ce a rămas de la Lot. Și vine Domnul și îi spune, îl mângâie Domnul pe Avram. Și spune mai departe, în versetul 18, Avram și-a ridicat corturile și a venit de la locuit lângă stejarele lui Mamre, care sunt lângă Hebron. Și acolo a zidit un altar Domnului. Frați și surori, niciodată în Geneza nu veți găsi un verset despre care să se spună că Lot a zidit un altar. A crescut cu Avram, a văzut că omul ăsta e pocăit, că se roagă, că are o relație cu Dumnezeu. Niciodată n-a spus Domnul prin Moise despre Lot că și-a făcut un altar. De fapt, n-ai cum să ridici altare după așa alegeri. Știți ce mă doare? Că trăim într-o vreme în care tinerii vin la frații păstori și spun, frate, am voie să fac asta. Frate, oare asta e păcat? Nimeni nu întreabă, frate, oare o zi de post ajunge pe săptămână? Oare dacă vin joia și marța, mai trebuie să vin și vineri la biserică? Toți întreabă care e limita spre lume. Nimeni nu întreabă care e punctul spre sfințire. Asta a făcut și Lot. A spus până lângă Sodoma, până lângă Gomora. Mă uit acum la un om care a zidit pe nisip în viața lui. Știți cine a fost acest om? S-a numit Samson. În Judecători 14:3 veți găsi fraza care mie îmi spune că a zidit pe nisip. Judecători 14:3 spune în felul următor. Tatăl său și mama sa i-au zis, nu este nicio femeie între fetele fraților tăi și în tot poporul nostru de te duci să-ți iei de nevastă de la filisteni care sunt netăiați împrejur. Și auziți ce îmi clarifică mie faptul că Samson și-a cumpărat un proiect ieftin pentru viața lui. Samson a zis tatălui său, ia-mă eu, căci îmi place. Pe Samson niciodată nu le-a fi auzit să spună, tati, 3 ani de zile sau 4 ani m-am rugat pentru căsătorie. 4 ani de zile am avut zi de post specială sau m-am umilit, m-am smerit și am spus, Doamne, fă ceva. Și uite, tati, am găsit efectiv o fată care înțeleg că vine de la Domnul. E adevărat, e frumoasă, îmi place. Dar în primul rând am înțeles că asta e planul Domnului pentru viața mea. Nu a spus așa ceva, Samson. A spus, tati, singurul meu criteriu pentru care mă ghidez pentru viață este plăcerea. Și nici măcar nu te rog frumos, îți poruncesc, ia-mi eu, căci îmi place. Însă mă uit acum la un om care a zidit pe stâncă, care și-a cumpărat un proiect, deși a fost scump proiectul. E greu să ieși din țara tatălui tău, să spune Dumnezeu către Avram, că Avram e acest om. Ieși către un loc care ți-l voi arăta eu. Doamne, dar unde mă duci? Doamne, vreau să am o certitudine, putea să aibă atâtea motive Avram. Unde mă duci? Unde merg? Unde plec? Dragii mei, când mă pun pe lângă Avram, îmi dau seama că sunt zero. O spun aici fără să-mi fie teamă. Avram a avut un cuvânt, ieși. N-a spus, Doamne, mai stau încă 10 zile în post. Doamne, mai am nevoie de ceva mai clar. Nu, a spus Domnul, fă mai întâi ce s-am spus. Și când vei pleca, îți voi arăta unde trebuie să ajungi. Am numărat astăzi în Geneza, știți câte altare a ridicat Avram? 5 altare sunt notate în Biblie. 5 altare. Nu știu cum poți să ridici altar când vezi că pe Lot, pe nepotul tău pe care l-ai crescut, care a mâncat la masă cu tine, își alege câmpia. Cel mai mănos loc pentru vitele lui, cel mai bun loc pentru viața lui, cel mai bun confort. Și tu să spui, Doamne, eu mă duc să ridic un altar. Chiar dacă am fost nedreptățit. Ce ai și făcut, dragul meu, frate și soră? Noi de multe ori dacă ne calcă un frate pe picior în biserică din greșeală, îi spune, frate, vezi că numai ce m-am făcut pantofii azi dimineață. Dacă cumva cineva spune vorbă despre noi, parcă nici nu ne mai putem ruga 2 zile, 3 zile. Acest om, acest Avram, a fost un om care și-a făcut din altarele cu Dumnezeu o practică obișnuită. A zidit pe stâncă și a comparat un proiect de viață pe stâncă. Despre Lot nu mai auziți în Biblie mare lucru. Însă cel puțin, 200 de mențiuni despre Avram sunt în Biblie. Mă duc mai departe în acest text și observ că aceeași voce ar putea clarifica ceea ce se întâmplă în al doilea rând. Se anunță o vreme nefavorabilă pentru următoarele zile. Ți-ai făcut casa, poate ți-ai pus termopane, poate ți-ai terminat cu parchetul, ți-ai pus faianță sau gresie, te bucuri și dintr-o dată auzi că cineva spune că următoarea perioadă, următoarele zile, următoarele luni din viață anunță furtună. Ce ai face? Spune în 1 Corinteni 3:12. Haideți să deschidem. 1 Corinteni 3:12 spune, iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Dragii mei, în fiecare dintre noi, în dreptul fiecărui case, vine o zi când va tuna afară. Vine o zi când vei auzi fulgere și tunete și furtună. Haideți să vedem acești oameni ce au făcut în ziua aceea, acești 3 oameni. În primul rând, Lot, în Geneza 19:24, Geneza 19:24, atunci Domnul a făcut să ploaie peste Sodoma și peste Gomora pucioasă și foc de la Domnul din cer. Și spune în versetul 12, bărbații aceia au zis lui Lot, pe cine mai ai aici? Gineri, fii și fiice și tot ce ai în cetate, scoate din locul acesta. Asta a fost fraza care a anunțat pentru Lot furtuna. Ieși din locul acesta, scoateți familia din locul acesta. Cred că și-a făcut mustrări de conștiință mari, că nu n-a rămas undeva în corturi, că a făcut o investiție în Sodoma și în Gomora. Fac aici o paranteză. Spune în Geneza 19:29, când a nimicit Dumnezeu cetățile câmpiei, și-a adus aminte de Avram. Nici măcar nu spune Domnul că Lot a fost un pocăit exemplu sau a fost un pocăit care a meritat să fie salvat. Nu. Dumnezeu și-a adus aminte de Avram și pentru aia l-a scos pe Lot de acolo. E adevărat, spune mai târziu că Lot își chinuia sufletul, dar vreau să vă spun că nimeni nu și-ar dori o viață de pocăință, de chin. Un chin în care te bați singur. Lot a ieșit și pentru el a venit vremea rea, vremea de furtună. Haideți să vedem la Samson când a fost vremea rea. Judecători 16:6. Când a venit în viața lui ploaia, șuvoaiele și vânturile. Judecători 16:6. Dalila a zis lui Samson, spune-mi, te rog, de unde îți vine puterea ta cea mare și cu ce ar trebui să fii legat ca să fii biruit? De unde îți vine puterea ta cea mare? Ăsta a fost tunetul de ploaie, de șuvoaie și de vânt în dreptul lui Samson. Dragi tine, nu știu ce părere aveți despre Dalila, însă vreau să vă spun că Dalila era o frizeriță care tundea foarte scump. Dalila tundea foarte scump. Și aceeași Dalila, același duh al lumii, este și astăzi. Pe Samson l-a costat foarte mult. Și ploaia a venit și peste el. A crezut că dacă face pace cu filistenii, dacă merge la ei, dacă caută o cale de mijloc, când Dumnezeu îi poruncea să nu aibă legături cu filistenii, cu alte neamuri, a crezut că le împacă pe amândouă. Furtuna a venit și în dreptul lui. Însă furtuna a venit și în dreptul lui Avram. Nici oamenii care zidesc pe stâncă, care sunt pocăiți, care postesc, care se roagă, nici aia nu scapă. Ne uităm în Geneza 22:2. Auziți aici, spune Dumnezeu, 22 cu doi, Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în țara Moria și du-l de ardere de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. Nici aici nu-i zice muntele unde să plece. Asta a fost furtuna în dreptul lui Avram. Ia-l pe fiul tău, pe singurul tău fiu. Și sublinează Dumnezeu, pe fiul tău pe care îl iubești. Adică Avram, pe ceea ce ai mai scump în casă. Ia și adu mie ca jertfă. Cred că ploua tare atunci la Avram, peste casa lui, nu în casa lui, atenție, nu în casa lui, peste casa lui. Cred că erau fulgere mari. Însă știți ce îmi place? Spune în versetul 3, Avram s-a sculat dis de dimineață. Putea să zică, Doamne, mai lasă-mă să mai petrec 5 ore sau 6 ore sau o zi cu fiul ăsta meu. Lasă-mă să o anunț pe Sara, să-i spun că e ultima zi din viața lui Isaac, să avem poate o părtășie împreună, o rugăciune împreună, să mai tragă cumva de timp. Nu. Avram e omul care, atunci când îi spune Dumnezeu, dis de dimineață face lucrul ăsta. În al treilea rând, peste cei care zidesc, peste cei care vine furtuna, mai vine ceva. În al treilea rând, se analizează pagubele. Și analizez, fără să mai deschid Biblia peste la fiecare trimitere, analizez în dreptul lui Lot. Rămâne fără soție, fără nimic material și trăiește o viață de chin. Nici măcar din copiii lui nu-i promite Domnul că va avea urmași în Israel, care să locuiască cu Israelul. Dă naștere la niște seminții care aveau să fie un spin pentru Israel. Un om care a fost mereu la mijloc. A încercat să echilibreze și Sodoma și Gomora și pe Dumnezeu. A încercat să-i fie și lui bine și animalelor, dar să fie bine și din punct de vedere spiritual. Nu merge, nu merge. Samson. Ce pagube a avut Samson? A avut o pagubă despre care nu mai găsim alt exemplu în Biblie. A fost singurul judecător căruia au fost scoși ochii. Un judecător avea, în primul rând avea nevoie de ochi. Ca să-ți conduci cu poporul la luptă, să vezi arhivele în care au avut biruințe și înfrângeri, să citești din Cartea Cronicilor, să citești din lege, aveai nevoie de ochi. Și vine diavolul și spune, Samson, ochii tăi mi trebuie. Și într-adevăr, Samson a rămas fără ochi. Și în loc să-i libereze pe alții, a fost el luat prizonier. Vreau să le spun tinerilor pentru că cele mai mari ispite în domeniul ăsta sunt pentru ei. Totdeauna va fi ordinea asta în viața unui om care se va juca cu lumea. În primul rând rămâi fără păr, fără putere, fără vorbire în alte limbi, fără zi de post, fără rugăciune. În al doilea rând rămâi fără ochi. Nu mai ai nevoie de Biblie. După ce ai rămas fără putere, fără ochi, ești legat în lanțuri. Spune că l-au legat în lanțuri de arame și l-au pus în temniță. Și citeam astăzi, într-un comentariu biblic, temnița la filisteni și modul în care l-au legat pe Samson arăta cel mai degradant mod în care să-ți pedepsești prizonierii. Dragii mei, un om în dreptul căruia s-a spus că briciul nu va trece peste capul lui. Un om a căror părinți au avut întâlnire personală cu Îngerul lui Dumnezeu, care au avut prorocii și niște promisiuni extraordinare. A trecut biciul peste capul lui. A trecut și o să spună poate unii, Dumnezeu a mințit, Dumnezeu n-a mințit. Dumnezeu a spus niște condiții și la finalul condițiilor a spus Dumnezeu, briciul nu va trece peste capul lui. Cu alte cuvinte, dacă rămâneți în astea, în condițiile care vi le-am spus eu, dacă Samson rămâne acolo între Țoreia și Ștaolul, unde îl mișcă Duhul Domnului, cu adevărat, briciul nu va trece peste capul lui. Însă mă uit la Avram. Am analizat pagubele și în dreptul lui. Știți cu ce a rămas Avram? Cu promisiuni de binecuvântare, cu un fiu scos ca din cenușă și în cel mai important rând, în Iacov 2:23 spune că a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Dragii mei, dacă nimeni dintre voi nu m-ar considera ca fiind pocăit sau ca fiind prietenul vostru, dacă Dumnezeu m-ar numi prietenul lui, aș fi cel mai bucuros de pe pământul ăsta. Avram n-a rămas cu câmpii roditoare, n-a rămas poate cu turme mari, N-a rămas cu mare lucru, însă a rămas cu ceea ce nu spune Dumnezeu despre mulți oameni. Dacă mă duce în Arad, poate la primar și a spune, dă-mi voie să fiu prietenul tău, mi-ar spune, nu, mulțumesc, nici măcar nu te cunosc. Avraam a fost prietenul lui Dumnezeu. Știți de ce? Eu n-am curaj să-mi numesc pe nimeni din biserica asta prieten dacă nu-l cunosc de aproape. Dacă știu că mă vorbește mâinile de rău, nu o să spun despre el că e prietenul meu. Dacă știu că nu se roagă pentru mine, nu o să spun că e prietenul meu. Dumnezeu cunoștea despre Avraam, că Avraam e cu adevărat un prieten. Și spune acolo în Geneza, nu mai deschid acum că timpul trece, se gândea Dumnezeu la ce avea să-i facă lui Lot, Sodomei și Gomora, și se gândește Dumnezeu, să ascund eu oare de Avraam lucrul ăsta? Dragii mei, nu știu dacă vă dați seama ce înseamnă lucrul ăsta. E ca și cum ar face Dumnezeu o nenorocire în România și s-ar gândi, să ascund eu oare de Cristi lucrul ăsta? Păi cine e Cristi? Cine ești tu? Vă dați seama cine era Avraam? Voi încheia? Și poate unii dintre voi veți spune, frate Cristi, astea au fost cazuri din Biblie, astea au fost cazuri de demult, eu nu prea mai știu oameni care să zidească pe stâncă sau pe nisip, însă vreau să închei cu un exemplu pozitiv. Să vă spun că încă mai sunt oameni care zidesc pe stâncă. Nu vă spun de ea care zidesc pe nisip, că ea sunt la fiecare pas. Voi încheia cu exemplul lui Hudson Taylor, misionarul care a schimbat China, misionarul despre care se spune că, după Pavel, a fost cel mai important evanghelist pe care Dumnezeu l-a lăsat lumii. De mic copil a avut această dorință să meargă în China, s-a rugat mult pentru asta, a postit mult. A ajuns în China și în 1858, voi zăbovi doar la momentele cheie ale vieții lui, s-a căsătorit cu Maria Jane Dyer. În 1859 are primul copil care moare. Vreau să vă spun despre un om care a zidit pe stâncă, dar în casa căruia au bătut șuvoaiele într-un mod extraordinar. Primul copil moare în 1858, iar în 1859 se naște Grace, o fată pe care au numit-o Har. Nu știu cum poți să numești al doilea copil Har când primul copil îți moare, nu știu. Trebuie să ai o fundație clar pe stâncă să faci așa ceva. Această fată a crescut și împreună pe lângă ea au mai fost născuți încă 4 copii. Însă la vârsta de 9 ani această fată a murit. Înainte cu aproximativ 8 săptămâni de moartea ei, Hudson a luat-o pe ea și pe ceilalți copii, i-au dus într-un parc ca să se roage. Pe drum au întâlnit un om budist care făcea un idol pentru templul lui. Fata s-a oprit și a spus, fata de 9 ani, Grace, s-a oprit și a spus acestui om, pentru care Dumnezeu face acest idol? O zice, dacă nu-l faci pentru Dumnezeu care e în cer, nu-l fă, că n-are rost. L-a rugat pe tatăl ei, tati, vorbește despre Domnul Iisus la acest om. Tatăl s-a oprit, i-a vorbit despre Domnul Iisus, acest om nu i-a băgat în seamă și a văzut mai departe de lucrul lui. Și au ajuns sub niște copaci și a întrebat tot tatăl pe Grace, că era cea mai mare, ce cântare vrei să cântăm, Grace? Și a spus, tati, vreau să cântăm cântarea, cel ce te-a deschis mie, stâncă de mântuire. Auzi, stâncă, nu nisip, stâncă! Au cântat cântarea asta și apoi s-a rugat de ea pentru acel om. Avea să spună Hudson Taylor peste ani de zile după moartea ei, n-am auzit nicio rugăciune a niciunui păstor, cum a fost rugăciunea fetei mele în acea grădină la 9 ani. N-am văzut o inimă care să ardă mai mult pentru oameni nepocăiți, cum am văzut inima fetei mele de 9 ani. A murit la vârsta de 9 ani și Hudson Taylor i-a scris unui prieten în felul următor. Grădinarul s-a coborât la noi în grădină, a rupt cea mai frumoasă floare și a dus-o în sus în cer. M-aș fi așteptat să abandoneze lucrarea din China, să meargă acasă să spună, Doamne, dacă asta îmi faci Tu mie, 2 copii morți, eu nu mai am chef de misiune. Însă un om care zidește pe stâncă nu face așa ceva. Știți ce a făcut? a continuat să lucreze mai departe, până când în 1870, după 3 ani, îi moare soția. Ce ziceți de astfel de șuvoaie, de astfel de ploi? Ce ziceți? La noi, dacă e copilul bolnav, vine și ne certăm cu Dumnezeu. Doamne, merit eu asta? Dar Hudson Taylor a meritat asta? Nu a meritat. Însă Dumnezeu, când ești pe stâncă, lasă ploi și șuvoaie. Știți de ce? Nu ca să doboare casa ta, ca să vadă cei din jur că casa ta rămâne în picioare. După moartea soției, a primit scrisori de la cei care îl susțineau în rugăciune și a spus: Hudson, ai înainte toate semnele care îți arată că trebuie să te retragi din lucrare? Și a spus: nu, am înainte toate semnele care îmi spun că trebuie să rămână în lucrare. A rămas în lucrare, a fost lovit cu boli crunte. În războiul civil din Shanghai, era să fie omorât de oamenii din Shanghai. A murit târziu, însă împlinit că a făcut ceva pentru Dumnezeu. Dragii mei, voi încheia întrebându-vă: ce proiect aveți pentru viața asta? Ce vrei să faci în viața asta? Că zidești pe nisip sau că zidești pe stâncă, oricum ploaia vine. Iona a fugit la Tars de fața lui Dumnezeu și Tars era cea mai îndepărtată localitate la care o corabie putea ajunge în vremea aceea. Iona a crezut că poate ajunge undeva unde să nu vină ploaie, să nu vină furtuna. Nu poți, dragul meu, să te ferești de ploaie și de furtună. Însă în ziua cea rea contează în ce ai investit bani. Știi ce înseamnă să zidești pe stâncă? Să vii joia la biserică. Nu duminica. Duminica vin toți. Și cei care zidesc până zi vin duminica la biserică. Aveam un coleg care mi-a spus: Cristi, eu nu sunt pocăit ca voi, dar eu mă duc la biserică duminica. Să vii joia la biserică, să vii marți la studiu, să vii vinerea, să postești. Ce vei face mai departe? Ce veți face, dragii mei? Haideți să facem o rugăciune în care să ne rugăm pentru fiecare dintre noi, dar în mod special pentru tineri. Fiecare este să zidească pe stâncă și într-o zi, când vor trimite bile la amvon, când vor veni ploi și șuvoaie în viața lor, să se vadă că și casa lor a rămas în picioare. Ne plecăm la rugăciune, amin.